Se ia în calcul așadar vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii? Da, sunt ipoteze de lucru în care sectorul esențial, să spunem, să avem o vaccinare obligatorie, iar cei care au legătură cu acest sector esențial, să avem și o testare. Însemnând ce anume sector esențial? Cine? Noi am avut până în acest moment, când am la sectorul medical, la tot ce ține de servicii publice, tot ce intră în contact cu populația, să putem avea o rată de vaccinare cât mai ridicată. Condițiile în care am văzut că tot mai multe țări și din Europa aplică, odată cu trecerea valului 4 și peste mai multe măsuri și mai sigure, cu vaccinarea, să spunem, a tot personalului medical, cum ar fi. Trebuie să ne gândim ca și ipoteză de lucru. Haideți să ne uităm că ieri aveam până în 2000 de cazuri, astăzi avem 3929. Ieri aveam 48 de decese, azi avem 96. Avem 155 de copii internați, dintre care 10 sunt în terapie intensivă. Cred că ar trebui să luăm un pic mai în serios acest moment, acest val 4, fiindcă, după cum am văzut, și un val 3 și un val 4 parcă ne ia prin surprindere, parcă n-am fi venit după un an foarte greu, 2020, cu două valuri în care ne-am temut, ne-am ferit, am așteptat un vaccin. A venit acest an, avem acel vaccin. Avem și, poate, experiența unui an trecut. Știm cum se manifestă această boală. Vedem agresivitatea din acest moment. Cred că ar trebui să luăm în serios totuși ce se întâmplă în acest moment și valul 4 în general. Dumneavoastră ați propus deja acest lucru către premier? Eu mâine voi avea o discuție și cu premierul pe acest palier. Și mâine îi propuneți exact acest scenariu? Și mâine propun acest scenariu în măsura în care și ceilalți specialiști vor veni cu alte propuneri să vedem în ce măsură sunt fezabile. Și profesorii ar trebui să intre. Da? Deci noi propunem tot ce înseamnă esențial să intre în această categorie. Deci medici, profesori, alte categorii. Da. Noi vedem că deja multe țări din Europa au luat aceste măsuri.